Orice persoană are dreptul la libertatea gândirii, a conștiinței și a religiei, iar Constituția României protejează libertatea religioasă. În acest context, ziua de 19 noiembrie a fost o zi memorabilă pentru libertatea religioasă la nivel mondial și drepturile aferente acestea. Palatul Parlamentului din București a găzduit o sesiune internațională de cercetări științifice cu tema Legislație, etică și religie, o abordare în contextul libertății religioase. La finalul lunii noiembrie, peste 120 de personalități din lumea academică națională și internațională, profesori, teologi și politicieni și-au dat mâna pentru a susține libertatea religioasă în cadrul unei sesiuni științifice desfășurată la Palatul Parlamentului. I think the most important thing about religious freedom is freedom itself, and that the ability to worship God and love God freely is something that's deep and fundamental to human existence. And that government's protection of that is good for them and good for society. We find that states that have these kinds of attitudes toward religion flourish. And this is often noticed in countries that do not experience that freedom. And leading thinkers will look to nations that have freedom of religion and go, we need that because that helps to provide the resources that we need in our country. Profesori ai marilor universități ale lumii, precum Oxford sau Harvard, au participat la conferința despre legislație, etică și religie, dând lecții importante de viață. World is so volatile right now, and tempers flare, people become very angry, they are quick to judge and make statements about others and immediately seek force as the way to deal with all of the problems. And this reminder that that each human being is sacred and that our project, our business is to understand that and to treat one another that way, even when it seems almost impossible to do, and when it's much easier to call people names. It's a very powerful reminder that people take seriously these teachings and these thoughts. Numeroși politicieni au susținut libertatea de conștiință pledând pentru solidaritate. Fiecare persoană este sacră, iubirea este cea care trebuie să ne unească dincolo de reguli și dincolo de orice drept al fiecăruia dintre noi. Fiecare libertate a noastră poate fi valabilă sau trebuie să fie valabilă doar atunci când nu suferă cel care este alături de noi. Printre participanții la conferință s-a aflat și un român cu care ne mândrim pentru funcția și prestigiul ce le-a dobândit în Statele Unite, profesorul Marian Simion, director adjunct al Institutului Teologic din Boston, din cadrul Universității Harvard, a vorbit despre viitorul libertății religioase. Cred că libertatea religioasă se încheie numai în momentul în care oameni ca dumneavoastră și ca mine refuză să se mai afle într-un dialog, refuză să se privească unii pe alții ca ființe umane. Cred că numai atunci, în momentul în care noi continuăm să fim în conversație, să ne privim cu respect reciproc, să ne susținem unii pe alții, chiar în chestiuni care nu țin neapărat de profesie, ci ca vecini, ca ființe umane, cum am spus mai devreme, cred că aceste provocări ale societății nu vor avea efect.